Sally, hai în Tasos. Hai. Unde vrei să te duc? Uite, alegeți aici de pe insulă. Vreau cu ea. Mie mi-a plăcut în Limenas. Cu iahtul. Bună, dragilor! Mai devreme am venit de la cumpărături. Am fost să căutăm câte ceva pentru școală, în special pentru Marcu, un sacou și nu am găsit. Am luat doar două bluze polo și alte lucruri.
câteva de la Carrefour, câteva de la Scenic. De la Carrefour am cumpărat două bluze polo pentru Marc. Actimel, 3 cutii cu lapte, esență de vanilie, cașcaval, scoici în cochilie. De la un magazin chinezesc am luat paie și aici avem niște mâncare pentru griuț. De ceva timp căutăm aceste napolitane, le-am căutat atât fizic cât și online și astăzi, ca prin minune, le-am găsit într-un magazin de la piață. Iar aici avem câteva produse din Scenic. Avem hârtie igienică cu trandafiri 8 role a câte 3 straturi, iar aici avem cu vanilie 10 role a câte 3 straturi. Copilașii și-au luat câteva punguțe cu marshmallow, arată foarte, foarte drăguț. Și au câte 2 din fiecare. Așa. Am mai avut câte 3? 3, stai că... Da. Așa. Uite cât le-ați pierdut. De fapt, eu le-am pierdut. Eu sunt vinovata. Acum trăiești. Unde mergi? Să o luăm pe Larisa. Bucurie mare. Foarte mare. Bucurie mare. Aici mai avem câteva prostioare. Aici e Părtaș și Bogdan, pentru că și lui îi plac să mănânce prostioarele astea. Astea? Astea sunt cu sare, cu pui și cu tomate. Dar bine că și el mănâncă de obicei. Mare pungauci, cu ce mici am luat eu, mă? E mare, mă. Tot de 120. Stai că îl sperii pe tactul. Crede că mănâncă mai puțin decât voi. Și mie îmi plăceau în copilărie chipsurile cu tomate. La nebunie. Aici avem zgrasatore. A costat 9,99 lei dacă luai 3 de același fel. Așa că mi-am luat pe acesta cu bicarbonat. Mai avea 2 cu lămâie. Aș fi luat și cu lămâie, doar că am încercat să le combin și mi-a spus că trebuie să fie de același fel. Mie îmi place foarte mult ăsta cu bicarbonat. Mi se pare că este cel mai bun dintre toate. Folosesc și la petele de pe haine. Folosesc să curăț și la baie, cadă, chiuvetă, toaletă, faianță și așa mai departe. Foarte, foarte bun este. Așa. Aici am luat ventuze, de astea, dacă le zic bine, de la DAC. Altele? Nu fac cu deja, la axa, nu, nu știu. Altceva pentru vasul de la toaletă. Gel pentru vasul de la toaletă. Zahăr cubic pentru cafea. De obicei îmi pun un cubuleț și îmi nimeresc cafeaua sau două, depinde de cantitatea de cafea pe care o fac. Și am nimerit cafeaua să nu fie nici prea dulce, nici prea amară. Pe când cu lingura, nu știu, uneori îmi este prea dulce, uneori prea, prea amară. Eu nu o să mai iau de astea. Nu-ți plac? Nu? Da. Aveau la acest magazin, dacă cumperi de la 2 produse, 3 produse în sus, prețul scade la fiecare produs. De exemplu, noi la aceste 3 odorizante pentru mașină am crezut că se va aplica reducere. Deci un astfel de odorizant, dacă îl iei o singură bucată, costă 3,79 lei, iar dacă iei 3, costă 2,99 lei. Dar trebuie să iei 3 de aceeași culoare, nu 3 diferite, cum a fost, de exemplu, în cazul zgrasatore. Deci trebuia să fie 3 de același fel, așa și la astea. Pe acestea nu le-am mai luat cu 2,99 lei, am luat cu 3,79 lei bucata. Și avem cu mango, cu toate fructele, da? Și aici tot cu mango, din ce văd. Da. Trebuia să luați 3 de astea, 3 de alea. Exact, exact. Trebuia să fie 3 de aceeași culoare, că fiecare are codul de bare diferit. Da, chiar o prostie. Asta mă enervează și pe mine, că ce contează că sunt 3 așa sau 3 amestecate, cum ar fi și la zgrasatore. Dacă e același produs, adică nu știu cum se numește, la fel, adică zgrasatore. Exact, asta e de la Chantecler, da, trebuia să fie, nu conta că le amesteci, să pui, să iei unul de lămâie, unul cu bicarbonat și unul cu lavandă sau ceva de genul. Înțelegeți voi la ce mă refer. În unele magazine, cam așa stă treaba. Și aici la fel. Bine, la astea a băgat, că am văzut pe bun. Da, dar eu așa vreau să iau, știi? O pungă așa, una așa și una cu ursuleț, da? Da, trebuie să combinăm așa, să le luăm. Sunt curioasă de aceste, nici nu știu cum se numesc, ventuze, cum se numesc? Fără coșuleț, plin de bacterii, virus și mizerie.
Da, sunt curioasă cum e această chestie. Aici sunt două, din ce văd. Așa, a, se apasă. Și practic e tot ca un fel de ventuză din asta de la DAC, mă gândesc. Bune? Păi așa zic, ia miroase. Asta miroase sau care miroase așa? A venit un miros fain. De la asta arată că e cu mango și celălalt tot cu mango, dar miros diferite. Asta au watermelon. Asta miroase exact. Cred că, a greșit aici. Da. În loc să pun watermelon, a pus mango. Cu siguranță. Cu siguranță. Ah, tropical. Astăzi am făcut aceste scoici, de fapt aceste, la fel, și mi-au plăcut foarte, foarte mult. Sunt scoici congelate, au costat 20 și, stai să vedem. O să bag asta, că nu... Unde sunt, mai? Stai. A, scoici. 23 de lei și 50 de bani acest pachet. Au ieșit o grămadă, deci am mâncat toți trei în afară de Marc, pentru că Marc nu a vrut și deja eram foarte, foarte plin, săturați. Da. Și sunt foarte, foarte bune, de aceea am fost astăzi să mai cumpăr încă două pachete din astea să le bag la congelator. Deci mi-au plăcut foarte, foarte mult și am mai pus și un pic de vin, doar că n-am reușit să filmez. Și au ieșit demențial de bune. Și bineînțeles că mi-am adus aminte că mai aveam nevoie și de lapte și mâncare pentru griuț, să iau ceva diferit, că nu știu ce să-i mai dau. De fiecare dată când cumpărăm mâncare, mănâncă la început ceva așa din ea, după care nu mai mănâncă și găsesc castronelul acolo plin și tot diversific mâncarea și degeaba. Da, trebuie să te duci să-i pui în găleată. Așa, esență de vanilie aveam nevoie și am rămas de câteva zile fără. Cașcaval am luat că vrem să facem niște cartofi prăjiți cu cașcaval. Aici am mai primit două borcane cu zacuscă de la Bicu. Zacuscă făcută astăzi, încă este călduță. Aici avem plăcinta, dar nu știu cum se face, că mie nu-mi place. Deci, ca să vedeți și voi, ieri când am gustat din acea compoziție, am făcut-o... Deci, ieri mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am pus și esență de portocale. E foarte, foarte bună. Dar nu știu ca să spun, se face că nu mai place. Parcă mi se face rău. Mi-mi place. Ți-ți place? Da. Mă bucur, mănâncă. Când a făcut soacra, mi s-a părut demențială. Dar întotdeauna cred că e chestia asta. Când mănânci de la altul, ți se pare că e mult mai bun decât atunci când faci tu acasă. Pun repede produsele astea la locul lor, după care plec să o iau pe Larisa, să o aducem la noi. Da. Mă întorc și să vin să gătesc. Papa. Să facem papa. Aia răsturni toată găleata, da. Și amesteci toată găleata, da? Da, fac așa, da. Un pic capacul și... Exact. Dar poți să-i pui un pic de mâncare acum. Pune-i în... Nu mai, că pierdem timpul, mama. Deja, uite, 7 fără 25. Astăzi am avut o zi foarte agitată, ca de obicei, cu foarte multă treabă, foarte multe lucruri de rezolvat. Așa, din această cutiuță trebuie să pun napolitane și să fac punguțe speciale pentru a nu prinde gust. Ați văzut că dacă sunt lăsate așa la aer, prinde gust. Și vreau să văd dacă am punguțe din alea cu zip sau cu fermoar să le închid așa acolo cât de bine pot. Ce faci, minișorul? Ce face fata? Stai să vedem dacă mai am loc să bag astea la congelator. Da? Mai trebuie să spăl și congelatoarele, că s-au făcut pline de gheață și mă enervează maxim. Într-un timp atât de scurt se umple foarte, foarte repede de gheață. Nu știu de ce. Habar nu am. Ia uitați. Într-un final am rezolvat cu faianța. Este o diferență între ele. Asta e mai gri și asta e mai galbenă. Mă gândesc că asta vine dintr-un alt lot, pentru că au trecut 6 ani de atunci. Important este că am rezolvat-o, am pus-o, deși se vede vizibil că e o diferență. Deci asta la mijloc e diferență între părțile alea. Dar asta e, nu mai contează. Mă pun să dau cu mătura încă o dată, cu mopul, să punem toate lucrurile la locul lor, să șterg pe aici, pentru că e nevoie. Și uitați-vă cât de frumos se vede cum a chituit-o pe lângă asta. Deci o diferență mare. Se vede când cineva e meseriaș și când cineva nu. Am curățat niște cartofi și i-am tăiat cu bulețe, așa o să-i prăjesc.
deasupra o să le pun și niște cașcaval. Pe lângă, probabil că vom face un ou. Înainte să păpăm cartofiori, o să păpăm și niște ciorbă. E și foarte bună ciorba. Smântâna face totul la această ciorbă. Cel puțin mie așa îmi dă impresia, așa asta îmi place. Hai să vedem. Nici nu știu să mai pun și cartofi. Cred că e cam deasă. Hai că o lăsăm așa. O să mănânc eu, Bogdan, Selena și Larisa. Marc nici nu vrea să guste așa ceva. Și cred că eu o să mai pun puțin oțet. Cât timp se încălzește ciorba, am pus semințe de chia, fugi de ovăz, să le fac budincă pentru mâine de dimineață, Selenei și Larisei, că ele mănâncă. Marc, nu cred că are sens să mai spun. Așa, mai punem un pic. Foarte fain este acest lapte de la Alpro cu ciocolată și cel cu vanilie, la fel foarte, foarte bun. Dacă nu l-ați încercat, chiar vi-l recomand. Până acum nu am făcut budincă cu cel de vanilie și sunt curioasă. Când voi ajunge la BBT, o să iau unul cu vanilie și unul cu ciocolată, pentru că acolo are un preț foarte bun. Bineînțeles că îl mai găsim la ofertă și prin alte supermarketuri sau hipermarketuri. Și vreau să încerc să fac budincă de chia și cu cel de vanilie, să vedem.